Am revenit, dragi telespectatori, alături de dumneavoastră după o scurtă pauză cu o temă destul de actualitate, aș spune. Sunt sigură că dacă ați urmărit paginile social media, știți deja despre ce este vorba. Este vorba de campania Donează sânge, salvează vieți și despre momentul culminant din fiecare an cu care vine această campanie, și anume Balul Inimilor. Bineînțeles că și de această dată i-am alături de mine pe doi din membrii echipei de organizare a acestui bal. Membrii care fac parte din Clubul Rotaract Baia Mare Team. Așadar, o să zic bună seara, Andra și Bogdan. Bine ați venit! Bună seara, Bianca, bine te-am găsit. Salut. Balul Inimilor vine în acest context de luna februarie, unde se sărbătorește iubirea. Practic, este un eveniment care vine să ne ofere oportunitatea de a sărbători iubirea într-un mod minunat, ce anume dăruind, și nu oricum, ci dăruind viața, am putea spune, pentru că este un proiect care contribuie la asta. Însă, înainte de a merge la acest subiect, de a afla noutățile, pentru că am mai vorbit despre Balul Inimilor într-o ediție anterioară, o să vă rog pe fiecare dintre voi să spuneți câteva lucruri despre voi și vom merge puțin la Donează sânge, salvează vieți, că aș vrea să intrăm un pic și acolo. Așadar, spuneți-ne câteva despre voi. Bună seara, sunt membru Rotaract Team de aproximativ 4 ani, 4 ani în care am avut oportunitatea să văd toată campania Donează sânge, salvează vieți, dar și Balul Inimilor crescând într-un mod foarte frumos. An de an, noi am încercat să aducem un plus atât în campanie cât și în bal. Și nu știu, sperăm ca anul ăsta să fie totul din ce în ce mai bine. Înțeles? Salut, eu sunt Bogdan. Anul acesta sunt și eu membru Rotaract Baia Mare Team și anul acesta sunt unul dintre coordonatorii proiectului Balul Inimilor și susținător al campaniei Donează sânge, salvează vieți. Practic, această campanie a apărut de multă vreme. Suntem deja în al 5-lea an, dacă nu mă înșel. Aș vrea să-mi spuneți care este situația actuală, pentru că la un moment dat, pe lângă promovarea donării de sânge, s-a urmărit și această situație. Cum stăm la nivel local mai ales, dar și național, dacă știți câteva date? Nu cred că mai este un secret pentru nimeni. România stă destul de prost la capitolul sânge și la donarea de sânge. La nivel național, sub 2% din populație este donatoare de sânge. Mai exact, din statisticile realizate la nivel național, 1,7% din populația totală a României donează sânge. Din acest fapt, există o reală problemă în toate spitalele din țară cu sânge și băncile de sânge nu au, adică nu avem o bancă de sânge. Centrele de transfuzii se chinuie constant să soluționeze problema și să aprovizioneze spitalele cu necesarul de sânge, iar la nivel local situația este similară, ba chiar mai rău, aș spune, deoarece în județul Maramureș avem undeva în jur a 5.000 de donatori de sânge. Oameni foarte, adică un număr care nu acoperă necesarul din spitale. Așa că mai mult de jumătate din necesarul de sânge vine din județele apropiate, precum Satu Mare, Sălaj, Bistrița, depinde foarte mult și de numărul lor de donatori. Apropo de acest lucru, de multe ori am întâlnit situații în care posibilii donatori sau persoanele care au o condiție de sănătate destul de bună să doneze, le era frică de acest proces de donare de sânge din diverse motive. Practic, voi făcând parte din campania, ați fost și la donat. Așa mai departe, dacă ați putea să-mi spuneți cum este acest proces și dacă există ceva de care ar trebui să-ți fie teamă în momentul în care mergi acolo, sau ce se întâmplă dincolo de ușile unui centru de transfuzie. Asta este un subiect foarte așa tabu, că e vorba despre ace, despre sânge, despre fobiile astea pe care oamenii le au în mod constant. Nu putem să negăm faptul că unor oameni le este frică de ace și nici analizele lor sau momentele în care ei trebuie să urmeze un tratament nu le este ușor deloc să treacă peste fobia asta pe care o au. Dar dacă ne gândim la scopul final al acțiunii, cred că totul se decurgă mult mai ușor. Este un proces foarte ușor, foarte transparent, un proces de care
nu doar că n-ar trebui să ne fie frică, ci ar trebui să-l privim cumva într-un mod plăcut, pentru că până la urmă, dacă ne gândim la acțiunea noastră, este una umanitară, o acțiune care duce la salvarea de vieți. În spatele ușilor, să spun așa, ne așteaptă oameni, oameni care ne explică exact ce se întâmplă, care este procesul, nu știu, o durată în medie de undeva la jumătate de oră, 45 de minute maxim. Bine, asta depinde și de efectivul de personal care este acolo și de oamenii care sunt alături de tine adunat, pentru că automat, exact, când sunt foarte mulți oameni, se îngreunează procesul. Dar în mod normal, cum știm că deja că avem o problemă și nu prea sunt oameni care donează, este foarte rapid. Nu este dureros, contrar credințelor, exact. Nu este un proces dureros. E mai mult frica că se întâmplă ceva cu tine. Și mai mult de atât, nu sunt foarte rare momentele în care apare amețeala și în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă, dar, repet, sunt foarte, foarte rare, există o întreagă echipă medicală care poate să administreze fier sau orice ai nevoie. Așa că nu este deloc un proces nici de speriat, nici dificil, nici time consuming, nici nimic. Înțeles. Și care ar fi beneficiile principale? Adică sunt foarte multe, nivel moral. Da. Sunt foarte multe beneficii, asta vreau să zic. Sunt atât la nivel moral, cât și la nivel fizic. Există niște legi ale donatorilor care vin tocmai să încurajeze donarea de sânge. Le puteți găsi online, pe toate site-urile centrelor de transfuzii din țară, oricum cu un Google search puteți să găsiți toate beneficiile. Dar să revin la beneficiile de sănătate și beneficiile morale. Beneficiile de sănătate, foarte pe scurt, dacă donăm sânge în mod regulat, scad considerabil șansele de a face infart, de a face un AVC. În cazul în care noi o să avem un accident sau o să suferim un șoc sau o traumă, corpul nostru o să reacționeze mult mai bine atât la pierderea de sânge, pentru că va fi obișnuit, cât și la primirea de sânge. Ne simțim mult mai bine fizic dacă donăm în mod regulat. Iar la beneficii morale, cred că nu mai încape discuție faptul că din sângele pe care noi îl donăm la o singură donare, adică 450 de mililitri de sânge, se salvează până la 3 vieți. Nu știu, pentru mine cel puțin și pentru oamenii cu care am discutat, care au donat, e o senzație foarte faină faptul că tu nu ești medic, nu ești paramedic, dar poți să salvezi 3 oameni printr-o simplă acțiune pe care o faci într-o zi. Am înțeles. Și Rotaract Baia Maritim nu a făcut doar atât, a mers chiar mai departe, nu doar că promovează donarea de sânge și prin prezența la astfel de emisiuni, când vin și împărtășesc din experiența lor și din informațiile pe care le au de atâta vreme, ci și prin valul inimilor și schimbările pe care le-a dus el în procesul prin care trec donatorii în județul nostru, mai exact în Baia Mare. Ce s-a realizat în urma celor 3 ediții din anii trecuți de valul inimilor? Da. Anul acesta, după cum ai zis și tu, o să fim la 4-a ediție. La prima ediție, în urma balului inimilor, am reușit să reabilităm centrele sanitare din centrul de transfuzii sanguine din Baia Mare. După a doua ediție, am reușit să reîmprospătăm tot circuitul donatorului, de la intrarea lui, a donatorului, până la ieșirea din unitate. În cel de-al treilea an, la ultima ediție, am reușit să achiziționăm un scaun de afereză. Costurile pentru un astfel de scaun sunt în aproximativ de 2000 de euro. A fost un mare succes pentru noi, având în vedere că era o lipsă și o nevoie foarte, foarte importantă pentru centrul de transfuzie. În mare cam asta am reușit să realizăm cu cele 3 ediții, pe lângă beneficiile indirecte ale campaniei Donează Sânge, care au dus, credem noi, și am văzut creșterea numărului de donatori în județ. Care este următorul pas? Ce își propune anul acesta să realizeze balul inimilor? Sau care este scopul pentru care se strâng fonduri în aceste?
Anul acesta, având tot timpul donatorul în minte, ne-am gândit să întrebăm pe ei de ce ar avea nevoie și ce cred ei că lipsesc. Iar ei ne-au împărtășit faptul că ar avea nevoie de nu neapărat un nou centru de transfuzii, dar de încă o unitate sau dacă s-ar putea o unitate de donare de sânge în cadrul Spitalului Județean Maramureș. Noi am luat legătura cu conducerea și cu managementul spitalului. Chiar am semnat un acord și un parteneriat pentru promovarea campaniei Donează Sânge, Salvează Vieți și întâmplător am aflat că ei sunt în proces de deschiderea unui centru de, da, unui nou centru, putem să spunem, de transfuzie sanguină. Mergând pe fir, ei, bineînțeles, trebuie să parcurgă toți pașii birocratici, dar unul dintre pașii peste care trebuie să îi parcurgă sau o cerință pe această listă pentru acreditare a fost achiziționarea unui agitator de trombocite. Așa că ne-am hotărât ca anul acesta să ne îndreptăm atenția spre Spitalul Județean și spre noua lor unitate și să încercăm să strângem fonduri pentru achiziționarea agitatorului de trombocite. Am înțeles. Practic, ce se va întâmpla la palul inimilor pentru cei care poate se gândesc să participe? La ce să se aștepte? Ce se întâmplă într-un astfel de bal caritabil? Pe scurt, pot să spun că balul o să aibă două mari atracții. Una o să fie licitația, iar cealaltă atracție va fi tombola. O să încep cu tombola. La tombola cred că, sau sperăm că ați văzut deja prin social media, avem două excursii, un city break și un sejur în Grecia. Asta înseamnă că dacă participați la balul inimii, care, apropo, se face pe bază de invitație sub formă de donație, veți avea ocazia să achiziționați bilete la tombola, unde puteți să câștigați unul dintre cele două sejururi. Bineînțeles, premii sunt mult mai multe și considerabil mai bune, dar pe lângă chestia asta, pe lângă tombola, avem și partea de licitație, unde vom avea tricoul celor de la CFR Cluj cu autografele tuturor celor din echipă, dar și al antrenorului Dan Petrescu. Și pe lângă asta am reușit să aducem și o minge de tenis semnată Simona Halep. Am înțeles. Deci, practic, fan sport, fan artă, da. fan travel, da. Toată lumea are ocazia să se simtă bine, în plus este atmosfera clară oferită de artiștii care vin să cânte, de atmosfera creată de organizatori, de... Da, de anul acesta o să fie cei de la Remakers și o să avem poate un mini after cu DJ Moșu. Am înțeles. Pentru cei care vor să continue. Și întotdeauna, de obicei, cei care participă își doresc să continue. Apropo de acest lucru, avem un mini-trailer realizat cu ediția de anul trecut, așadar încât dacă vă doriți să vedeți exact cam cum arată, o să-l rog pe colegii din regie să ne arate acel trailer și să vedeți cu ochii dumneavoastră cam cum arată un astfel de eveniment.
Da, mulțumim colegilor din regie. Iată, cam așa arată balul inimilor, foarte, foarte pe scurt, însă foarte vizual. Cum procedează cei care au fost convinși și care își doresc în momentul acesta să facă parte din balul inimilor în ediția de anul acesta? În primul rând, când va avea loc și, în al doilea rând, ce pași trebuie să urmezi ca să fie acolo? Această ediție a balului va avea loc sâmbătă, în data de 24 februarie, cu ocazia și celebrării dragostei prin sărbătoarea dragobetelor. Este foarte ușor să participi la acest bal, după cum spunea și colegul meu, intrarea se face pe bază de donație. Puteți să faceți această donație intrând pe pagina dedicată înscrierilor cu un simplu Google search pe internet. O să puteți să accesați pagina, dacă scrieți balul inimilor 2018, prima pagină va apărea, exact. Dacă vă este mai la îndemână, să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, atât cea dedicată balului inimilor, cât și cea dedicată clubului Rotaract, Team Baia Mare. Puteți să ne scrieți și noi o să vă contactăm și să vedem cum o să decurgă pașii următori. Am înțeles. Practic, suntem foarte la îndemână, toți organizatorii sunt, de fapt, foarte la îndemână. Da. Dacă vă uitați pe paginile lor de Facebook, o exact, să vedeți și cover-ul, personal. Poze, totul este foarte, foarte, foarte accesibil. Trebuie doar să faceți un mic pas înspre noi și noi ne vom ocupa de acolo, practic. Exact. Cum procedează cei care poate nu pot să vină la bal, nu dispun de timp, dar totuși își doresc să susțină această cauză și să se alăture și să contribuie, practic, pentru înființarea acestei secții de... Da, anul acesta ne-am gândit să mergem puțin mai departe și ne-am gândit în special bazându-ne pe experiențele din anii trecuți, pentru că aveam o problemă, deoarece încercam să aducem oameni la bal să susțină cauza și majoritatea dintre ei ne spuneau: a, păi uite, pe 24 de exemplu eu sunt plecat. Și anul acesta am mers mai departe și am hotărât să punem proiectul și pe o platformă de crowdfunding. Nu știu dacă pot să spun sprijină.ro. E așa, o platformă comună, da, unde pot să toți cei care nu pot să ajungă la bal pe data de 24, pot să intre pe sprijină.ro și să caute acolo la descoperă achiziție agitator trombocite și o să descopere proiectul nostru. Se poate face o donație sub formă de SMS, care, din câte știu, e standard, 10 euro, dar imediat sub este un câmp unde se poate trece o valoare nominală în lei. Aici sperăm să ajungă și cei, să ajungă cumva și să susțină cauza și cei care sunt din diasporă și cei care nu reușesc să ajungă la bal sau toți cei care vor să susțină cauza. Am înțeles. Din experiența voastră personală, pentru că mai avem chiar foarte, foarte puțin până la finalul ediției de astăzi, o să vă rog să împărtășiți fiecare câte o idee, pentru că, iată, Andra nu s-a coordonat partea de PR, tu ai fost unul dintre coordonatori alături de Evelyn Kushner. Cum a fost să fii în spatele unui astfel de eveniment, care am văzut cum arată, știm cum se desfășoară, dar ce este în spatele lui și ce impact are la nivelul unui tânăr organizarea unui astfel de eveniment? Nu pot să neg faptul că este foarte multă muncă în spatele unui astfel de eveniment. Noi facem tot ce facem cu drag și facem voluntar. Tocmai nu știu, ne-am implicat 100%. Ne-am rupt din timpul nostru, din seriile noastre, din weekendurile noastre. Și pentru mine personal a fost un lucru fantastic să văd cum oamenii de lângă mine se adună și împreună fac ceva atât de mare și de frumos pentru o cauză cu atât de multă însemnătate. Bogdan, cum a fost să fii? E pentru prima oară când ești unul dintre coordonatori anul ăsta. Cum a fost experiența? De la idee până la implementare, și sper că și până la succes și la finală, pentru mine a fost jumătate distracție, jumătate haos. Dar tot timpul am știut să țin de profesionalism și să încerc cât mai mult să mă implic ca lucrurile puse pe foaie să
fie cuantificabile și să le dăm o formă. Așa că pentru mine a fost o provocare, dar luat în pași micuți și setată pe termene scurte, a fost chiar o plăcere și este o plăcere în continuare, pentru că noi încă mai avem până sâmbătă de muncă. Exact, timpul, ultima sută de metri este cea mai grea. Exact. Cea mai grea, exact. Dragilor, înainte să încheiem ediția de astăzi, foarte, foarte pe scurt o să vă rog să transmiteți câte un mesaj pentru cei care acum sunt acasă și ne urmăresc. Nu știu, ne-am dorit foarte tare să participați și voi la bal, să ne susțineți, să susțineți cauza și să, cel mai important, de fapt, să mergem cu toții la donat de sânge și să schimbăm toate statisticile astea și toate numerele astea care sunt cumva contra noastră. Mesajul meu ar fi să începem cu un pas micuț. Asta ar fi să ne vedem pe 24 la ora 7. După care, pe termen lung, chiar mi-ar plăcea să știu că comunitatea băimăreană se implică activ în donarea de sânge și o face regulat. Pentru că, până la urmă, și Balul Inimilor este un proiect, un act caritabil într-o campanie mai mare și nu trebuie să uităm că scopul este donarea de sânge. Bineînțeles. Mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi, că ați împărtășit din experiența voastră de până acum, atât cu campania Donează Sânge, cu donatul de sânge, care, cum ați spus și voi, este un proces destul de tabu pe alocuri, dar și experiența personală din organizarea unui astfel de bal. Sunt sigură că cei de acasă v-au ascultat cu plăcere și că puțin așa, dacă nu au fost chiar convinși, măcar și-au pus semne de întrebare dacă se vor alătura evenimentului sau nu. Și vă mai aștept cu mare, mare drag ori de câte ori există un astfel de eveniment care ne ajută să facem pași spre comunitate. Și noi îți mulțumim frumos! Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Ca de obicei, nu putem să încheiem edițiile noastre fără a avea un îndemn. În primul rând, vă îndemnăm să faceți un pas înspre comunitățile din care faceți parte. Nu trebuie să fie pași foarte mari, nu trebuie să fie sacrificii foarte mari, ci mai degrabă unii mici care pot să dea naștere atât unor schimbări extraordinare, fie că este vorba în oraș, sau fie că este vorba chiar de salvarea de vieți. Pentru că, iată, procesul de donare de sânge este unul care nu doare, unul care, în care suntem în perfectă siguranță din punct de vedere al sănătății, ba chiar are beneficii, ca să nu mai vorbim de faptul că știm că salvăm vieți. Așadar, în 24 vă așteptăm la Balul Inimilor să vă bucurați împreună cu noi, să sărbătoriți iubirea atât cea romantică, ca să spunem așa, cât și cea pentru familie, pentru comunitate sau de ce nu pentru prieteni. Și până data viitoare vă îndemnăm să nu uitați că orice context în care vă aflați poate să fie un context de învățare. La revedere!